Moțiunea de cenzură, un exercițiu neserios, subliniază Nicolae Ciucă. Președintele PNL a punctat că demersul USR nu poate avea succes în Parlament în actuala configurație. Totuși, Ciucă i-a invitat pe cei de la USR la discuții pentru viitorul țării. România continuă negocierile politice pentru aderarea totală la spațiul Schengen până la finalul anului. Ministrul de Internet, Cătălin Predoiu, a avut o nouă serie de discuții cu omologii săi europeni în contextul ședinței Consiliului Justiție și Afaceri Interne de mâine. Demersurile au continuat și în Parlamentul European. Guvernul extinde ajutoarele pentru agricultorii, bugetul programului Creditul fermierului va fi majorat cu 400 de milioane de lei, astfel încât să poată fi cuprinse și plățile restante către furnizorii sau distribuitorii de materii prime. Poșta a început să distribuie scrisorile de informare pentru cei care pot beneficia de amnistia fiscală. ANAF anunță că mai bine de 800.000 de, de plicuri urmează să ajungă zilele acestea la contribuabili. Detalii imediat la știri. Moțiunea de cenzură, un exercițiu neserios, subliniază Nicolae Ciucă. Președintele PNL a punctat că demersul USR nu poate avea succes în Parlament în actuala configurație. Astăzi suntem la guvernare cu PSD pentru că USR a decis în 2021, după șase luni de guvernare cu PNL, să părăsească guvernarea și să depună moțiune de cenzură împreună cu aur. Astăzi vedem același exercițiu neserios al aceluiași actor, USR condus de doamna Lasconi. Anunță o moțiune de cenzură din mașină, fără un text, fără discuții cu noi. Spun asta pentru că și dumneai ar trebui să știe, ca și mine, că actuala configurație parlamentară, nu ne permite un guvern de dreapta pe care mi-l doresc. Totuși, Nicolae Ciucă i-a invitat pe cei de la USR la discuții pentru viitorul țării. Eu și Partidul Național Liberal luptăm cu un pericol real, PSD. Un pericol la adresa democrației. O invit public pe doamna Lasconi și USR la sediul Partidului Național Liberal să discutăm despre viitor. Dacă vrem să avem democrație și nu dăm foc țării, ci luptăm cu rațiune și forță împotriva abuzurilor. Eu sunt un om serios, nu dau curs unor demersuri politicianiste și neserioase când țara e în pericol să fie acaparată de PSD. Liderul PNL a adăugat că mai sunt mai puțin de două luni până când românii vor vota un nou parlament și implicit un nou guvern, dar că până atunci este nevoie ca instituțiile statului să funcționeze. Mai sunt două luni până când vom avea un nou guvern, legitimat de votul românilor. Până atunci, mediul economic din România își dorește lideri responsabili pensionarii au nevoie de pensii, familiile au nevoie de siguranță, iar instituțiile trebuie să funcționeze. Reacția lui Nicolae Ciucă vine după ce USR a profitat de ruperea coaliției de guvernare și a anunțat pe repede înainte de punerea unei moțiuni de cenzură în Parlament. De altfel, liderul PNL a subliniat încă de ieri că miniștrii liberali vor rămâne în guvern pentru a preveni și alte abuzuri comise de PSD până la alegeri. România continuă negocierile politice pentru aderarea totală la spațiul Schengen până la finalul anului. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut o nouă serie de discuții cu omologii săi europeni în contextul ședinței Consiliului Justiție și Afaceri Interne de mâine. Am avut întâlniri cu ministrul austriac de interne Gerhard Karner, ministrul ceh de interne Vidra Cusan, ministrul bavarez de interne Joachim Hermann, precum și cu ministrul austriac de finanțe, nominalizat viitor comisar european pentru afaceri interne, Magnus Brunner. Am insistat în cadrul acestor discuții pe meritele și rezultatele României în protejarea frontierilor naționale și ale Uniunii Europene, combaterea migrației irregulare și ilegale și aplicarea impecabilă a tuturor sistemelor și codurilor Schengen. Am demonstrat cu argumente logice dar care țin și de realitatea din teren, că decizia privind intrarea României în Schengen cu frontierele terestre trebuie luată în 2024. România va continua să întărească securitatea frontierilor sale. Suntem pregătiți să aplicăm toate procedurile Schengen, inclusiv controle la frontieră, atunci când situația o impune, atât în prezent, cât și în perspectivă, după intrarea României în Schengen și cu frontiera terestră. Cătălin Predoiu s-a declarat optimist că la Consiliul Jai de mâine omologii săi europeni vor aprecia eforturile depuse de autoritățile române din ultimele luni. După cum știm, anul trecut România a intrat în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Decizia Consiliului European a fost însoțită de o serie de măsuri adiacente de întărirea controlului la frontieră și operarea codurilor și sistemelor Schengen, pe care Ministerul Afacerilor Interne le-a îndeplinit complet impecabil. Ministerul Afacerilor Interne va continua să desfășoare demersuri diplomatice intense pentru atingerea obiectivului Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, în 2024. Sunt convins că în Consiliul Jai din 10 octombrie vom primi semnalele pentru care am muncit permanent, astfel încât să se deschidă perspectiva unei decizii până la finalul anului 2024. Concret, în Consiliul Jai din 10 octombrie, se va discuta Eurobarometrul Schengen, adică situația din toate țările membre Schengen, fără ca pe ordinea de zi să fie luarea unei decizii. Dar, în același timp, am acționat diplomatic pentru ca în acest Consiliu să primim semnale puternice de sprijin pentru luarea unei decizii pozitive până la finalul acestui an. Demersurile pentru aderarea totală la Schengen au continuat inclusiv în Parlamentul European. Vicepreședintele Legislativului Comunitar, socialdemocratul Victor Negrescu, a cerut luni eurodeputaților ca România să primească o perspectivă concretă în ședința Jai de Mâine. Am intervenit în plen pentru a întări ceea ce a spus și comisarul european Ilva Johansson. Faptul că aceste controle temporare introduse la frontieră de anumite state membre nu pot bloca aderarea României la spațiul Schengen și nu pot reprezenta un argument în a bloca extinderea zonei de liberă circulație, a declarat Victor Negrescu. Guvernul extinde ajutoarele pentru agricultorii. Bugetul programului Creditul Fermierului va fi majorat cu 400 de milioane de lei, astfel încât să poată fi cuprinse și plățile restante către furnizori sau distribuitorii de materii prime. Adoptăm azi noi soluții pentru susținerea producătorilor agricoli. Extindem programul Creditul Fermierului, unde acoperim parte din dobânda ce reprezintă robor pe trei luni, Acum, de fapt, permitem și plata datoriilor restante către furnizori sau distribuitorii de materii prime, imputurile, precum și pentru culturi agricole calamitate. Majorăm și bugetul schemei cu 400 de milioane de lei la un total de peste 1,85 miliarde de lei. Beneficiari vor fi în jur de 7500. Sectorul agricol puternic afectat inclusiv de seceta din această vară a fost sprijinit de guvern până acum cu peste 5 miliarde de euro. Liderul PNL a dat noi detalii despre cum s-a ajuns la ruperea coaliției de guvernare cu PSD. Nicolae Ciuc a subliniat că în toată această perioadă liberalii au făcut mai multe compromisuri pentru ca guvernarea să poată funcționa, dar că nu pot trece peste încălcarea drepturilor și libertăților democratice. Ceea ce a generat uh, toată acest uh, uh, demers al nostru, pentru că am acceptat multe. În perioada aceasta, și uh, am făcut în așa fel încât nu întâmplător am vorbit de mediul de afaceri, nu întâmplător am vorbit de ceea ce trebuie să facem uh, de aici înainte pentru a uh, determina statul să devină partener al mediului de afaceri, să putem să uh, găsim acele uh, elemente de potențial pe care putem să-l dezvoltăm. Dar, în momentul în care s-a intervenit atât de brutal pe tot ceea ce înseamnă libertățile și drepturile democratice ale poporului român am terminat această ră... la ceea ce s-a întâmplat cu decizia Curții Constituționale să C nu fiu înțeles greșit. E mâna suntem, sântem, ulei, suntem, doamne? suntem 180 de grade N-am nici cea mai mică uh, 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 Înțelegere Nici cea mai mică înțelegere pentru comportamentul Pentru exprimarea, pentru tot ceea ce a Făcut uh, doamna Șoșoacă Și ce face în continuare Prin, uh, Absolut condamnabil Tot ceea ce s-a întâmplat uh, Și înainte, și în această perioadă Da, dar vorbim de Un cetățean al țării Căruia i s-a interzis un drept la masa verde. Iar toți cei care au făcut chestiunea asta sunt uh, uh, reprezentanții sau uh, membrii curții constituționale din uh, uh, partea PSD. Încă o dată, nu critic și nu o să mă auziți vreodată criticând deciziile curții, dar ne uităm la consecințe. Este o consecință care nu poate fi acceptată. Poșta a început să distribuie scrisorile de informare pentru cei care pot beneficia de amnistia fiscală. ANAF anunță că mai bine de 800.000 de plicuri urmează să ajungă zilele acestea la contribuabili. Notificările conțin între altele detalii despre sumele restante până la 31 august, dar și despre cele care pot face obiectul anulării. Vă reamintim, firmele pot beneficia de ștergerea dobânzilor și a penalităților, iar persoanele fizice pot fi scutite inclusiv de o parte din impozite și contribuții. Ulterior notificării, persoanele vor trebui să depună și o cerere de anulare a datoriilor. Aceasta va trebui depusă după ce va fi plătită suma respectivă, dar până în data de 25 noiembrie banii pot fi colectați tot de poștași. Ministerul Energiei schimbă strategia pentru construcția hidrocentralei Tarnița. Ministrul Sebastian Burduja a anunțat că două companii din Japonia și Franța vor să se ocupe integral de proiect. Reacția sa vine după ce licitația pentru studiul de fezabilitate bate pasul pe loc de un an de zile. Punem în aplicare planul B pentru că întotdeauna avem un plan de rezervă. Am continuat chiar zilele acestea discuțiile cu partenerii strategici din Japonia. Japonia și Franța, consorțiul format din doi giganți energetici la nivel mondial, a scris Burduja pe Facebook. Cele două companii sunt dispuse să plătească din banii proprii, studiul spune Burduja. Proiectul hidrocentralei Tarnița este vechi de 50 de ani și, dacă va fi realizat, va contribui semnificativ la securitatea energetică a țării. Autointitulatul candidat independent de la prezidențiale, Mircea Joană, și-a făcut public un așa zis plan pentru România. Programul fostului șef al PSD arată încă din primele rânduri ambiția sa de a deține toată puterea în stat. Joana vrea să guverneze, nu să arbitreze, așa cum prevede Constituția. Pentru a-și spori puterile, el apelează la înființarea mai multor comisii controlate de administrația prezidențială pentru a-și impune ideile în domenii cheie. Giannă vrea inclusiv control asupra sectorului energetic, unul dintre motoarele economiei pe care și-l dorește inclus în CSAT pentru a-l putea conduce direct de la Palatul Cotroceni. O astfel de măsură contravine liberalizării pieței energetice, cerută insistent de Comisia Europeană și va duce la pierderea investitorilor. Exact interesul lui Joana pentru sectorul energetic a fost reclamat în documente clasificate ale Statelor Unite, publicate pe Wikileaks încă din 2009. Fostul ambasador american de la acea vreme de la București atregea atenția șefilor săi de la Washington că oligarhii din jurul lui Joana au mari interese în energie. O eventuală președinție a lui Joan reprezintă o provocare pentru politica de securitate energetică a SUA și a Europei, deoarece aproape sigur ar încerca să întrerupă susținerea lui Băsescu pentru proiectul gazoductului Nabucco în favoarea South Stream, sponsorizat de Rusia transmitea atunci Mark Gittenstein într-o telegramă clasificată despre situația alegerilor prezidențiale din 2009. Detalii suplimentare și analiza completă a ideilor propuse de joană sunt disponibile pe site-ul psnews.ro. Vremea continuă să se încălzească, temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 20 și chiar 27 de grade prin regiunile sudice. Cerul va fi variabil în aproape toată țara, doar prin vest, izolat este posibil să plouă slabă. Meteorologia anunță vreme frumoasă astăzi și în capitală, cu cer variabil și o maximă de 26 de grade Celsius.